Omule, pomule! Ne reîntâlnim cu artiștii vizuali din Vrancea, cu o parte a membrilor filialei UAB Vrancea și ca și anul trecut, expoziția se numește Salonul de Vară. Este o expoziție în care încercăm să punem pe simeze lucrări din ultima perioadă de lucru a artiștilor noștri, lucrări care nu au de-a face cu titlul expoziției. Salonul de Vară, de fapt, nu invită pe artiști să aducă lucrări, să spunem, peisaj sau lucrări legate de tema verii, ci interesul nostru e de a-i reuni și de a ne vedea, de a discuta și de a ne propune și de a ne supune atenției ultimele lor creații. Observăm că toți artiștii prezenți pe simeze, toți membrii filialei noastre, au venit cu lucrări noi, cu preocupări diverse, cum de fapt ne-au și obișnuit, pentru că este, filiala noastră este un conglomerat de discursuri, de atitudini, de propuneri și de rezolvări plastice. Și avem aici lucrări care ne aduc aminte de realismul care este din ce în ce mai promovat și mai acceptat pe scena artelor vizuale contemporane, ca în cazul Elenei Bărhală. Lucrări frumoase și care ne duc cu gândul spre arta interbelică, ca în cazul doamnei Calani și a domnului Răzvan, pentru că sunt artiști cu o bogată experiență și cu un deosebit simț al culorii și al compoziției. Sunt compoziții riguroase, sunt lucrări deosebit de importante și eu cred că cei doi sunt repere în arta vrânceană, în arta din județul nostru. De asemenea, nu putem să uităm de rezolvările cu tentă suprarealistă ale Elenei Stoiciu și ale Virginiei Hosu și, de asemenea, lucrările care la fel au un iz și un parfum interbelic ale lui Leonard Slav, un artist care, din păcate, în ultima perioadă nu se simte foarte bine. Dânsul deja a împlinit venerabila și frumoasa vârstă de 90 de ani și a reușit să aducă totuși lucrările, dar nu a putut să fie prezent la vernisaj. De asemenea, o tânără artistă care deja se impune foarte bine pe scena artei noastre contemporane, Rodica Gherghinoiu. Și un artist v-am adus ca surpriză, un artist de la Bacău, este vorba de Mihai Chioaru, care este membru al filialei noastre, este unul din oamenii importanți, oamenii care ne-au ajutat să înființăm această filială, pentru că, așa cum știți, nu puteam să o înființăm, deoarece eram singurul membru al UAP-ului din Vrancea și atunci a trebuit să apelez la câțiva prieteni, critici de artă, Alexandra Titu și Constantin Pruț și artiști de la Bacău, Mihai Chioaru, Gheorghe Zărnescu și regretata Dani Zărnescu.
Nu pot să vă spun mai mult, că n-are rost să vorbesc mai mult, lucrările spun destul, după părerea mea, și cred că e după părerea dumneavoastră. Eu vă invit să priviți cu atenție lucrările expuse, îi felicit pe artiștii expozați, le doresc spor la treabă, în continuare, îi aștept și pe cei care n-au reușit din motive obiective să fie alături de noi la această expoziție. Vă mulțumesc și declar expoziția deschisă. Ha ha!